Iubitorii de excursii la altitudine trebuie să știe că se apropie sezonul rece, iar călătoriile cu mașina în zonele de munte nu vor mai fi posibile. Astfel, măsurile au fost deja puse în aplicare pe drumul național 67C, mai exact, pe sectorul cuprins între Rânca și Obârșa Lotrului. Aici, circulația a fost închisă. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova anunță că această decizie a fost luată ca urmare a prognozelor meteorologice, care anunță temperaturi scăzute și precipitații, iar în aceste condiții nu se poate menține siguranța participanților la trafic pe un astfel de drum montan.